S-au trezit concurenții, am văzut că mamele sunt la bucătărie, bunica lui Alex gătește ceva, spunea că i-a pus două aripioare la fiert Cristinei, i s-a spus bunicii să aibă grijă să mănânce regim. Cristina are o problemă la stomac și a fost destul de rău în ultimele zile. Spunea bunica că ar fi vrut niște piept de pui, nu a găsit în frigider și atunci a pus la fiert două aripioare. Cred că vrea să-i facă supă ceva, orez fiert și vorbea cu mama lui Liviu. Doamna spunea că ar trebui să mănânce numai fiert Cristina și să țină cont de regim. Au băut cafeaua fetele, am văzut că mama lui Ștefan a făcut sport în această dimineață, era pe acel aparat. Din câte am văzut, Antonia le-a ajutat pe mame prin bucătărie, cred că ea este astăzi de servicii la fete, la bucătărie. Au găsit până la urmă ceva piept de pui și spunea bunica să-i păstreze și Cristinei să-i facă mâine ceva de mâncare. Am auzit o discuție între doamna Daniela și Delia, povestea Delia cum, din ce cauză are mama ei probleme de sănătate, are probleme cu inima, zicea că a făcut un preinfarct atunci când l-a născut pe fratele ei și apoi nu s-a știut de acest lucru și apoi undeva după 7 ani a făcut un infart și de atunci are probleme cu inima, ia tratament. A luat toată lumea micul dejun, am văzut că băieții fac sport. O parte dintre ei, ceilalți sunt pe la bucătărie, chiar spunea Antonia că miroase a ceva prăjit și se întreba ce fac băieții, prăjesc carne de dimineață.